Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 3 din testul 4 de antrenament de evaluare națională 2021. Această problemă are scopul de a ne ajuta să recapitulăm operațiile de calcul cu radicali, și anume scoaterea factorilor de sub radical, adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri și raționalizări. Așadar, problema spune că se consideră numerele reale x și y, pe care le vedeți prezentate mai sus, iar la punctul A ni se cere să arătăm că x este egal cu 2 pe 3. Pentru acest lucru, în primul rând, vom extrage termenii de subradical, deoarece observăm că avem acolo la numitor radical din 18. Așadar, vom scrie x egal 8 supra. Radical din 18 înseamnă 3 la a doua ori 2, adică 3 radical din 2, plus 6 supra radical din 2, înmulțit cu radical din 2 pe 13. Avem varianta de a aduce la același numitor în paranteză sau de a raționaliza. Observăm însă că dacă avem după paranteze înmulțit cu radical din 2 pe 13, radicalii din 2 se vor simplifica, așadar este mai ușor să aducem la același numitor, să obținem că x este egal cu 8 plus 18 supra 3 radical din 2 ori radical din 2 pe 13. Observăm că radical din 2 cu radical din 2 se simplifică, deci nu mai are sens raționalizarea, și vom obține că x este egal cu 26 pe 3 ori 1 pe 13. Se simplifică 26 cu 13 și vom obține așadar că x este egal cu 2 pe 3, ceea ce trebuia să arătăm. În continuare, ni se cere să arătăm că numărul n mare egal cu modul de y minus x este natural. Pentru a putea arăta acest lucru, trebuie mai întâi să-l calculăm pe y. Și vom proceda în mod asemănător ca la subpunctul A. Vom scoate termenii de subradical, deci vom avea 5 supra. 147 este 7 la a doua ori 3, așadar 7 radical din 3. Minus 1 pe radical din 3, împărțit la radical din 3 pe 14. Aducem la același numitor cu 7 și vom obține că y egal 5 minus 7 supra 7 radical din 3 ori 14 supra radical din 3, deoarece împărțirea cu o fracție înseamnă înmulțit cu răsturnatul acelei fracții. Și vom obține că y egal cu minus 2 supra 7 radical din 3 înmulțit cu 14 supra radical din 3. Observăm că nici aici nu mai are sens raționalizarea, deoarece radical din 3 ori radical din 3 ne va da 3. 7 cu 14 se reduc și rămâne 2, deci y egal cu minus 4 supra 3. Vom continua calculele pentru a vedea ce valoare are numărul n mare. Și vom scrie așadar că n mare este egal cu modul de minus 4 pe 3, cât am obținut că este y, minus 2 pe 3, cât obținusem la punctul A că este x, adică modul de minus 6 pe 3, adică modul de minus 2, deci n egal cu 2, număr natural. Și am demonstrat astfel că numărul n mare este natural. Acesta a fost exercițiul de calcul cu numere reale din testul 4 de antrenament. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!